Acum înțelegeți de ce trebuie să cereți news, băi, băieților, că dacă dă news, e clar for real, nu? Salutare, lume! Salutare, lume, sunt Angătă Lechei Bisi și depresia e atât de mare încât am ajuns să arăt așa. Dar nu regret nimic. Adevărul e că așa am crezut că o să fac și eu lumea să mai râdă, că văd că la unele persoane prind chestiile astea. Ei, apreciază că am stat vreo jumătate de oră să-mi fac chestiile astea singur, cu mâinile astea. O să dau la... probabil că acum vă întrebați cum mi-am luat schem după ce am pierdut 1650 de euro, nu? Păi, nu-i vorba despre bani, mi-am luat schem la viață, sentimente, speranțe și toate chestiile bune. Așa că hai să facem niște story time-uri în care vă povestesc cum mi-am luat schem. Asta e cel mai degăcat intro, dar... Yay! Țin să anunț că toate întâmplările din perioada 2014-2015, perioada în care am fost foarte cringe și, na, pula mea încă îs. Prin 2014 au intrat o tipă pe mine, nu știu, era ceva de genul... Prin 2014 au intrat o tipă pe mine, nu știu, hai să-i zicem Manuela, că oricum nu pot să-i zic numele și degeaba el zic pentru că, hei, nu există. Și, gen, pui mei, am început să vorbim, da, salut, ce faci, să ne cunoaștem, nu știu ce, câți ani ai, 18, tu, păi am numai 14, da, e ok, da, ești foarte drăguț, băi. Oh, what? Și a început cu complimente de astea, ei, Caterinca, Caterinca. Eu eram un pic sceptic, nu, mai ales că o zis, bă, hai să ne vedem și nu știu ce. Tipa aparent scria pe profilul ei că e din oraș, că merge la liceu unde făcusem eu generala, gen. Și băi, mi-a început să-mi pun întrebări, gen, bă, oare tipa asta există? Adică, băi, mi-au întrebat niște prieteni și să se intereseze, nu știu ce. Până când într-o zi, gen, am vorbit legat de chestia asta cu Confex sau așa. Mi-au trimis niște poze pe loc în care avea outfit diferit la fiecare și am descoperit cu click dreapta. Search on Google for this image, că era ceva contrusesc de nu știu ce tip. Yay! Practic ăsta e primul schem. A doua s-a întâmplat prin 2015, nu știu, hai să numim pe tip Marcela, cumii mei. Tot așa am început să vorbim din chestii random, dar atunci era cu like-uri, dăduse un spam, nu știu ce, am intrat pe ea, căcat, am început să vorbim să ne cunoaștem. Asta părea destul de legit, pentru că aveam și WhatsApp-ul ei și pe WhatsApp îmi dăduse până și vocale. Totuși vocale în pula mea. Mai dăduse și unele clipuri ce păreau să fie pe moment, chiar păreau destul de legit. Și din nou, tipa era din Timișoara, așa că why not, am continuat să vorbim, să ne cunoaștem, ne-am spus chestii. Mă rog, n-am mai intrat în chestii atât de personale pentru că, na, după ce mi-am luat prima dată schem, am zis că o las mai moale, că internetul îi ascuns. Astfel că am hotărât să ne întâlnim, că eu am crezut că e totul legit. Acum vine partea cea mai tristă. Era vorba să ne vedem în centru. Nu știu, într-un weekend, într-o sâmbătă, ceva căcat de gen. Am mers în centru. Ca de obicei, femeia treia să întârzie, nu? Adică, na, mă scuzați. Dar de data asta nu a fost întârziere de aia așa, de bun simț. 10-15 minute, 2 minute. A fost o oră. O oră. După o oră în care i-am tot dat mesaj, zicea, a, că ajung imediat, bla bla, m-am hotărât, o sun. Am sunat prima dată, nu mi-a răspuns nimeni, mi-a dat așa, am sunat a doua oră, mi-a dat ocupat. A zis, bă, mai aștept, mi-ai dau niște mesaje, îi dau vocal, îmi dă un vocal, deci în momentul ăla îmi dă un vocal, ceea genul că o să ajungă. Eu eram terminat, nu înțelegeam. Apoi sun încă o dată și mi-a răspuns un bărbat. Legit mi-a răspuns un bărbat și nu băiat de la gen, să zici că poate era prieten în sus sau ceva. Bărbat de la gen, zici că era bătrân în pui mei. Da, pe cine căută? What? Și am zis că, nu, pui mei, o caut pe Marcela, pui mei, cum am inventat noi acum numele ca să păstrăm confidența, futu-s morții, mă, adică mi-ai pierdut timp. Și zice că nu, că nu cunoaște, că nu există sau ceva de genul. Apoi intru pe WhatsApp, îi scriu, what the fuck, că te-am sunat și eu răspuns un bărbat sau așa. Mi-a dat bloc pe WhatsApp. Și efectiv s-au făcut aproximativ 2 ore în care doar am stat și am așteptat pe cineva care probabil nici nu există. Partea nașpa e că s-au ajuns să ne întâlnim și astea din cauza că nu am reușit să-i găsesc pozele pe net. Știi, gen, am dat click dreapta, search on Google for this image și n-am găsit nimic. Pui mei, dădea fată, frumos, păr verde, albastru, dar băiatul vostru de aici, așa finuț, trist, mai grăsut și prost, o hotărât să se întâlnească cu cineva care nu există și ei. Acum înțelegeți de ce trebuie să cereți news, băi, băieților, că dacă dă news e clar for real, nu? Bine, de fapt, sincer, e și vina mea pentru că atunci nu foloseam Snapchat, nu exista Insta Story și astea și
pula mea. Asta a fost a doua oară și a treia, nu știu dacă a fost tot prin 2015, pe la final sau ceva de genul, sau început de 2016, dar o tipă din Arad, tot așa ne-am băgat în seamă, pe vremea eram și dependent de CS. Eu când duse ceva poze și le puneam chiar pe Steam profile. Hai să o numim Codrina, habar n-am, dracu știe. Da, deci Codrina asta tot așa. Am început, am vorbit, ne-am cunoscut, nu știu ce, bla bla. Tipa asta din nou, îmi dădea videoclipuri. Mi-a dat chiar o poză în care scria BC, dacă nu mă înșel, gen, făcut așa, ci drept, am fost prost și am crezut. Mi-a dat numai de la nas în jos, să zic așa, știi? Am belit-o, prost, prost. Și era vorba că, că vin în Timișoara și ne vedem, știi? Eu au zis că vin în Timișoara și ne vedem. Pula mea, am zis, înapoi, mă anunț și nu știu ce. Avea ceva poze în Timișoara, sau mă rog, locația pozei era pe Timișoara, dar nu recunoșteam locul deloc. Mi se părea un pic suspicios, am dat cu Google, n-am găsit nimic. Așa că am zis că, hei, e legită, nu? Doar mi-a dat și WhatsApp, numărul, nu? Am vorbit prin vocale, o dat și ceva videouri. Părea legit. Ba chiar, la un moment dat, eram atât de prost încât era cât pe aici să merg în pula mea în Arad, să mă văd cu fix pula, că probabil nu era, știi? Sau era ceva pedofil, sau probabil era ceva fată de asta tristă, de două ori cât mine, de două ori cât Codrin, de fapt, care se crede tare dacă își face conturi fake și prostește lumea, morții măti. Din fericire, nu m-am dus până în Arad. Și ca să știți cum am aflat că e cont fake sau așa, proasta mi-a dat o poză de la concertul lui Chilafonic din Craiova. Și am zis atunci, păi nu am avut în Craiova. Păi da, păi ești din Arad. Păi da, am zis... I-am zis la maica mea să mă ducă până acolo la concert. La 15 ani e pus-o pe maica ta să se ducă până în Craiova să mergi la un concert. Ok. Na, cum era în Craiova, m-am gândit să-i trimit poza unui prieten din Craiova care a mers la concert, să îmi zică dacă a fost pe acolo. Și zic, păi da, normal, că am văzut, doar a fost cu mine așa. Și am zis, cum o cheamă? Și după aia mi-a zis numele, care nu era deloc numele tipei care vorbeam eu pe WhatsApp. Și așa mi-am mai pierdut încă speranțe și mi-am luat schem la tot. Dar hei, există viață și după falsitate, nu contra fake și astea. Da, deci cam astea au fost astea trei întâmplări. Nu știu, e urât. E urât dacă cineva își face cont fake doar ca să vorbească cu cineva sau, nu știu, să prostească lumea sau chestii de genul. Dacă din întâmplare ești una din persoane care a avut contul fake și a vorbit cu mine din astea trei întâmplări, ce pot spune? Sper că ți-ai rezolvat probleme cu propria ta persoană și acum ai gen contul tău și, nu știu, te reprezinți pe tine. Și de aia niciodată nu dai tu nudes ca băiat. Bă, deci astea au fost întâmplările, aveți grijă la conturi fake. Dacă știți metode de a afla, în afară de a cere, nu știu, videoclip, vocal, snap și poză directă pe snap sau search Google for this image, dacă aveți alte idei, ziceți-mi. Nu ca aș fi ăla care m-a contactat nici măcar de conturi fake, nici de conturi reale, nu m-ați contactat de nimeni, că-s irelevant. Bă, eu am fost bani în AKBC și aștept să vină o vacanță, de respectiv vacanță de vară, ca să fie iară bine pe YouTube și, nu știu, ne auzim. Ciao! Mișcă-te blană că blană, zar, simte balanță cu strada, zar, mișcă-te blană că blană, zar, 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 zar.